Bun găsit, doamnelor și domnilor! O să discutăm în această seară despre lucrările, despre investițiile care au loc în municipiul Târgu Jiu cu invitatul nostru, domnul Claudiu Fiu, consilier local. Bună seara, bine ați venit! Bună seara noastră și telespectatorilor noastre! Suntem așa pe final de sezon de lucrări, pentru că în perioada de iarnă nu se vor mai realiza lucrări de asfaltare. Știu că intră acele stații de asfalt se închid pentru o anumită perioadă din cauza frigului, nu mai pot să funcționeze. Ce lucrări? Am văzut că pe strada Corneliu Coposu se realizează modernizarea acestei străzi. Care mai sunt lucrările care urmează să fie realizate până la sfârșitul acestui an? Domnul Alinion, în perioada următoare, într-adevăr, suntem pe sfârșit de sezon privind lucrările de asfaltare. Stația de asfalt se închide, conform legii, la 1-5 decembrie, în funcție de condițiile meteo, se închide, deoarece nu mai poți să mai controlezi, poți să ai temperaturi foarte bune, dar nu mai poți să pornești, să repornești stația. Atunci se închide, se redeschide undeva la sfârșitul lui februarie. Dar asta nu înseamnă că edilitarea nu lucrează, pentru că noi avem lucrări care nu necesită asfaltare. Spre exemplu, este lucrare șantier în zona peste Podul Șușiței, în zona Slobozia. Iar acolo se va face un paviment pe trotuare cu pavele, cu bolțari. Iar acei bolțari nu necesită neapărat, acele pavele nu se pun cu liant ca să necesite anumite temperaturi. Se lucrează și în perioada rece în funcție de condițiile meteo, adică nu poți să ții oamenii prin ploaie și nici lucrurile nu sunt corecte, de calitate, pe temperaturi, pe sezonul umed. Și atunci se duc lucrările către zona de, să zic, oportunism al construcției. Dom'le, e vremea bună săptămâna aceasta, ne mutăm cu lucrarea pe pavimentul cutare. Da, se lucrează pe Corneliu Coposu. Chiar am fost astăzi la șantier acolo, se reface și partea carosabilă și trotuarul. Este una din străzile care... Din zona centrală a municipiului, da, Târgu Jiu. Prezintă acele 11.000 de canale, de guri de canal care sunt deplasate. Și vedeți, străduțele astea mici, astea tot timpul ne-au adus, cum să spun eu, bătăi de cap. Pentru că sunt și încurcate, pentru că și orașul nostru a fost un oraș, să zic, un oraș târg, cu străduțe înguste în anumite zone. Noi nu avem nici bulevardele largi, cum nu am fost la Severin acum, se merge pe patru benzi pe sens. Vă dați seama că e efectiv culoare, pistă de avion. Dacă le unești patru benzi pe sens cu încă patru, deja devine mai lat decât o autostradă. Noi nu avem la Târgu Jiu. Așa e structura orașului nostru. S-a intrat, s-a sistematizat, au făcut blocurile astea turn, dar n-au lăsat distanța între ele cât să... Ați văzut acolo în zona Lido, 9 mai, eu mă uit zilnic. Bloc, 10 etaje, 10 etaje, corpuri de bloc și printre ele o străduță, de-abia are loc o mașină. Mai parchează câte unul, ieși din cadru, gata, s-a blocat. Vine câte o dubă, spații comerciale la parterul acelor clădiri. Creează conflict de trafic. Dar străduțele mici au și problemele astea de pluviale, de canalizare, unde tot timpul apar... acele ridicături în jurul canalelor, acele deplasări, căminele acelor pluviale sunt vechi, 30-40 de ani. Deci lucrările astea creează și disconfort și în perioada în care se face șantierul, dar nici să nu faci, nu poți să stai cu ele, pică pe noi, până la urmă trebuie făcute cu tot hate-ul pe care ni-l luăm. Asta trebuie lucrat, nu poți să-l lași ca și acasă. Da, eu cred că dacă se organizează bine șantierul organizat bine, că am mai văzut lucrări în Târgu Jiu, acum se cred lucrează. Că se schimbă rețeaua, Victoria, se lucrează pavimentul, foarte dar bine, și dacă... cred că și rețeaua de alimentare cu apă acolo pe în zona Ecaterina Todoroi e o lucrare. Am văzut că cei care lucrează acolo, am văzut că sunt bine organizați, adică traficul se desfășoară în condiții cât de cât normale. Nu poți să zici normal, da. Nu există blocaje așa de mari. Dacă firma este serioasă și își ia toate măsurile cu privire la circulație. Sunt și acele lucrări de traversare. În general am avut modernizarea liniei de gaze naturale, care a creat treptele, deplasamentele alea în carosabil. Mergeai pe strada de la policlinică de acolo, 30 decembrie, efectiv Progresului sau zona Mozart.
Păi de stradă era făcută praf, lași. Nu poți să lași așa, trebuie să închizi lucrarea. Acum și constructorul trebuie să înțeleagă, domnule, execut lucrarea, dar nu poți să lași șleaurile alea, dărâmăm mașinile, ne rupem roțile în ele. Am înțeles că au și fost sancționați de, și pe comuna din Paris la fel. Constructorul respectiv a fost sancționat de către poliția locală sau de poliția rutieră pentru că a lăsat acele găuri în asfalt. Te ții cu reparatul, dar nu poți să continui să petecești la acele traversări. Și atunci ei toată strada în reabilitare. Ca să bași toată strada în reabilitare, trebuie să ai, este un cerc care trebuie să închidă undeva. Și trebuie să ai toată schema asta de infrastructură subterană, trebuie să o ai bine pusă la punct. Apoi te apuci și tai iar. Nu e normal. Și bani cheltuiți, și timp, și neplăcerea trecătorului, să zic așa, călătorului. Da, da. Cum e cu lucrările acestea de, mă refer la introducerea de, s-a introdus, știu de curând, și într-o zonă și o nouă conductă de gaz. Se lucrează la schimbarea conductelor de alimentare cu apă în anumite zone. Se simte cumva că e traficul îngreunat? Din ce observ, traficul și-a pierdut foarte mult din... Au scăzut conflictele de trafic. Dacă asta din cauza că s-a des, din cauza, cred, datorită că s-a deschis că centura? Motive, sau? Cred că și centura a debușat foarte mult, dar cred că și sistemul nou de semaforizare infotrafic a început să creeze anumite, plus eliberarea bulevardelor principale, Calea Severinului și și Caterina Teodoroiu, care duce la un flux mai rapid. Acum, știu, este acea scădere a vânzărilor către comercianții, da, din zona, din proxima apropiere, din practic din... Dar atunci când îți deschizi un business, o afacere, trebuie să te gândești și la un loc de parcare, măcar pentru client. Dumnezeu a venit, dar dacă nu-i... Da, dar e n-aunde. Știți cum era pe Calea Severinului? Erau mașinile localnicilor, practic, celor care locuiesc acolo, erau puse în stradă, pe un sens de mers. Mi se pare normal, dumne, stai la curte. Eu am, îmi bag mașina, da, în curte. Da, dacă... S-a luat măsura, o măsură, eu cred că a fost interesantă, aceea că atunci când s-a interzis staționarea sau oprirea chiar pe strada Victoria, de la Parângul, sau de la, să spunem, da, de la Parângul, da, în jos, către ieșirea din oraș, dar s-a interzis doar pe un sens. Pe celălalt sens se pot să oprească. Se va interzice, da, pe ambele sensuri. Da, văd că se desfășoară bine circulația și în condițiile acestea. Adică este a scăzut foarte mult traficul din zona ITM. Adică se pot lua măsuri. Da, girație. Dar se pot lua măsuri doar pe o bandă. Adică, dom'le, hai să lăsăm pe o bandă că poate mai are cineva nevoie, o clinică medicală, vreo, nu știu, ceva în zona respectivă. Că și oamenii trebuie să-și lase pe undeva mașinile care vin acolo. Trebuie să aibă o alternativă. Da. Și oricum traficul, din ce am observat, traficul se desfășoară în condiții normale. Nu, pe... A început să se ruleze. Adică se mai poate bine lua măsura doar pe poate sensul care e mai aglomerat, să nu se oprească. Poate să fie și din cauza faptului că s-a deschis centura. Clar, în zona de sud a dispărut acel trafic greu. Da. Dacă strada 9 Mai era tranzitată frecvent de acele mașini de tonaj greu, pentru că era o scurtătură, vedeți dumneavoastră, dacă veneau cu marfă încărcat de la Dolj, de la Craiova, și avea spre Severin, și intrau pe Anai Pătescu, să zicem, la Rovinari, își descărca un paledui la Rovinari și venea spre Vâlcea. Păi el ce făcea? Trebuia să oculească tot orașul. Fie intra în traficul de la ITM-ul de acolo, de la sensul giratoriu, de la Mol sau cum zice, la Decathlon, da, așa? Da, să dăm urmă de film. Așa, fie și atunci ocula efectiv tot orașul, ajungea la podul Turcinești, sensul giratoriu, sus la Târgu Auto, dreapta Narciselor și abia apoi intra în sensul giratoriu aici la noi, la coloană. Dar acum ei preferau să scurteze. Și ce făceau? Intrau în sensul giratoriu de la paralelă și făceau simplu dreapta pe 9 Mai. Strada 9 Mai devenise un fel de centură orașului. Și acolo era o nebunie totală. Și prindeai acele autobuze în perioada orei 16 când vin dinspre sud, prindeai și trafic greu și era o nebunie totală în zona respectivă. Acum am văzut că s-a aerisit.
clar s-a aerisit Da, sezonul din ăla, păcate, sunt... la sensul acela giratoriu de la, din zona comercială, să spunem, unde și temeau acolo tot timpul, Acum a a scăzut rămas. acolo, a scăzut foarte mult traficul. Fac naveta pe zona respectivă în fiecare dimineață și dacă înainte luam rândul, să zic așa, pe 14 octombrie, undeva de la Da, dar jumătate, acum... eu vorbesc dinspre cei care vin dinspre, cumva, dinspre Caterina și merg în față către pod, acolo tot timpul din intersecție până peste pod sau până la intersecția cu sens giratoriu este coadă de mașini. Bine că nici poliția rutieră nu prea e vizibilă așa în Sunt zona aceea. perioade de flux datorate Da, de exemplu, operatorilor economici din zona respectivă, vinerea e adică totdeauna plină acolo pentru. vinerea, în perioadele de sărbători Da. legale, perioadele de, cum să spun eu, Dar știu, avem poliție după rutieră ca amiază, să mai și dirigeze, să ajute pe șofer sau doar să dea amenzi? se dirigează când sărbătorile legale mai apar. I-am mai văzut acolo în intersecție, dar în general, în perioada sărbătorilor, așa. Da. Și mai avem acel conflict de trafic în zona centrală datorată instituțiilor școlare. Școala Da, cele trei Ștefulescu, unități de da, cele trei învățământ, care unități, sunt și foarte unde chiar am aglomerate, discutat săptămâna unde învață trecută foarte mulți elevi. cu colegii mei la primărie să găsim o soluție de a intra pe strada Popa Șapcă cu, fiind sens unic, să facem două spicuri, stânga-dreapta, pentru că oricum acolo se dublează parcarea. Și să creăm o zonă de îmbarcare-debarcare elevi la poarta din spate a școlii Constantin Săvoiu și la liceul Tudor Vladimirescu, pe zona cu Geneva, aceea situație, să încercăm la pergol acolo să facem, pentru că acolo efectiv se dublează trotuarul și o parte de trotuar care este pe lângă clădirea liceului Tudor este nefolosită după spațiul acela verde sau ce e acolo, că nu se mai vede Da. nimic ce e acolo, ce E o zonă, dar nu știu dacă respectă. Ați văzut că la noi prea se respectă foarte mult indicatoarele. Oamenii cam opresc pe unde vor. Păi există poliție în stradă și oricum stă și dirigează trecerea de pietoni. Am observat poliția locală în orele de trafic intens, ora 8 dimineața și ora 12. Și atunci tu dacă ai acolo semnal de oprire interzisă, staționare interzisă și ai doar un tempo în care să-ți lași, nu ai ce să cauți să parchezi acolo. Decât în anumite... Nu poți să-i spun omului să nu parcheze după ora 16. Poți să parcheze. Dar Da. când este perioada respectivă, atunci vei fi sancționat dacă ai mașina acolo. Da, sunt E și de anumite. educație, că dacă îți lași mașina, că se te trezești cu câte unul, o pune pe avarii și se dă jos în mijlocul străzii. Ce, domne, ce, pe ce, am omorât pe cineva, mă duc să-mi iau un pachet de țigări. Nu, nicio problemă, Da, ocolim toți, și de ce se trafic și... întâmplă lucrul ăsta? Pentru că nu se aplică sancțiuni. În afară, în alte țări, că tot ne place nouă să ne comparăm, dacă faci lucrul acesta, primești o amendă, o să o ții minte toată viața și a doua oară nu o să mai faci lucrul ăsta, adică imprudențe de felul acesta să oprești unde vrei tu, dacă este interzis, dacă primești o amendă de 500 de euro O să o primești și după o perioadă, sau de pentru 1000 de că euro, dovadă există prin nu cred că te sistemele de mai riști, monitorizare da, de trafic nu te și... mai riști tu altă dată Da. să faci aceeași greșeală. De asta la noi sunt foarte multe amenzi și foarte multe amenzi. Legislația cuprinde multe sancțiuni, chiar și aminte chiar și pentru cei care ocupă locurile persoanelor cu dizabilități din parcări și n-au niciun fel de problemă. Sancțiunile știu că sunt foarte mari, de 1500, 1000, Am se văzut, aplică, dă cineva vreo am amendă? văzut ce pe un, este un grup pe Facebook de parcat, nu știu cum e, Da. așa, și Sunt și era eu, cred, acum într-o înscris seară o acolo. mașină, nu-i spun nume, marca, dar așa, bă, nu-i zice marcă, efectiv pe patru locuri de parcare, toate patru cu handicap, adică pus în mijlocul Da, lor, băi, da, deci a da. venit, efectiv, a lăsat-o între... Da, asta se întâmplă, părerea mea, acum nu știu, poate că nu sunt, polițiștii nu sunt foarte aspri, sunt Vezi, și foarte prea greu să indulgenți, te... adică unul l-ai prins pe unul că face Păi ăsta, știți ce a se doua oară nu mai întâmplă? face dacă primești o amendă. Am asistat la un astfel de eveniment în care
a oprit mașina în față la zona asta aici, la prefectură, unde sunt ăsta de copii atacte, ce sunt pe bulevard, pe Constantin Mărâncuși. Da, da. Acolo dimineața e un flux continuu. Da, da, da. Și a blocat o stradă. Da, un sens, și da. Un sens, a blocat, efectiv, s-a blocat. Când vrea el să oprească acolo, n-are el chef să facă... Puteai să faci la prefectură, puteai să faci stânga, acum e dublă linie continuă, da. Și nu mai poți. Dar înainte era... Unul stătea să facă la stânga pentru că nu prindea culoar, pentru că era foarte aglomerat. Celălalt își oprise în dreptul lui mașina ca să facă ceva, copii la Serux acolo. Da. Și s-a oprit tot traficul. S-a blocat. Din cauza... O stradă, un sens, două sensuri de mers, s-a blocat. Da. A venit poliția, dom'le, fac la stânga ce vrei să... Celălalt, ce, dom'le, am omorât pe cineva, ce am făcut? Da, ce, dom'le, am dat în cap la cineva? Ce atâta stres? Păi nu dar nu în cap la nimeni, dar spune legea că n-ai... Spune că vă deranjez, că sunt cu troleul spatele dumneavoastră. Spune legea că dacă oprești și oprirea interzisă, ai amendă de la nu știu cât la nu știu cât și puncte de penalizare. Păi aplică-i legea. Nu ai omorât pe nimeni, normal că nu... Da, e așa. Da, aplică ce spune legea, dar la noi nu prea cea polițiștii simplă, sunt foarte... Soluția cea mai simplă și de lăsători, așa. Este prevenția. Pentru că în momentul în care tu nu, pe unii, trimis... Pe unii dacă n-au ce 7 ani de acasă și nu... Dacă i-a venit acasă după o săptămână, fotografia cu el parcat acolo, că țigări, că și-a făcut copii Xerox, că nu dar știu se pot da amenzi în felul acesta? Pentru că acum se pot scamere de luat vedere omologate. Și eu sunt curios dacă se vor aplica amenzi. Dacă se face de 2-3 ori, știți cum se creează? Zice, eu știu, nu mai opresc, da. Pentru că mi-a venit lui vecinul odată acasă. Eu știu că în afară sistemul ăsta funcționează foarte bine. Londra, spun și data te obligă să bagi, să ai cumva cardul băgat în sistemul lor și ți-a banii direct de pe card. Nu te mai întreabă plătești, nu plătești. Păi se trezesc cu un cardul gol. Sau cu cât, mă rog. Sau te trezești la impozite cu debit. Pentru că zici, de unde? Păi, știți, ați oprit în data de cutare acolo pe interzis. Păi da, bine, e interzis, da, ați oprit mașina, da, uite, aveți dovadă, aveți asta. Contestați-mă asta, ce să mai contestați, ce să mai contești? Atât e amenda. Dacă s-ar întâmpla lucrurile astea... Nu mai opresc atunci, știți de ce? N-ar mai opri, dar nu se întâmplă. Fizic e foarte greu, că zice, lasă-mă, că cine, crezi că trece chiar acum? Și dacă trece chiar acum? Clar. Și domnule, am omorât pe cineva, până la urmă... E și empatia polițistului, e și... Fumne, nu trebuie să fie empatie, poți să aplice legea. Da, dar atunci nu mai poți să mai zici, domne, hai... De-aia primește salariu, de-aia a făcut o școală, are uniformă, trebuie să aplice ce spune legea. Eu zic că și de până la educație, educația se face prin exerciție. Și în străinătate, am avut, m-am fost plecat, am prieteni, chiar și... Mă rog, rude, să spun așa. Și povestesc această situație. Și a mers cu ele, de exemplu, în Germania și trebuia să avea o problemă la mașină, trebuia să facă ceva, să nu știu ce. Și spunea, oprește și trage pe dreapta aici. Nu opresc pentru că e interzis și primesc amendă. Vine poliția și mă primesc amendă. Și oamenii știu de frică. De... Să vă dați seama la ce nivel s-a ajuns. Îmi povestea un prieten să zice... Și vorbesc de un cetățean german, nu vorbesc de... Distanța între... Să luăm un exemplu, la noi aici, Târgu Jiu, Sadu, da? A intrat pe stradă, între Târgu Jiu și Sadu, ești luat pe cameră că ai intrat, ai viteza legală, da? Și ești luat pe cameră că ai ieșit. Și operatorul drumului îți calculează ție distanța pe care ai făcut-o, în cât timp ai făcut-o. Deci, domnule, a intrat mașina. Domnule, mașina asta a mers ilegal. De ce? Pentru că media pe kilometri pe oră a fost parcursă depășind viteza legală, înțelegeți? Înțeleg, dar unde se întâmplă asta? Prin Anglia mi-a povestit cineva. A, în Anglia. Și zice, de ce mergi? Da. Zice, băi, ori pot să merg și cu 200 la oră, că nu e radar aici. Dar cum? Eu am intrat pe autostradă, da. Mi-a dat viteza. Are un soft, că nu stă nimeni să calculeze. Și care numărul meu ajunge mai repede decât eu am voie să circul, deci eu pot să merg cu 20 de km la oră, mă amendează, apoi că merg prea încet. Eu trebuie să merg cât este viteza legală, pentru că dacă eu depășesc viteza legală, pe mine nu mă prinde nimeni. Dar mie mi-apare mașina că a ajuns mai devreme decât timpul legal. Da, și nu ai mers mai mult cu 60 de km la oră, pentru că n-aveai cum să ajungi. E logic, matematic. Ai plecat de aici, ai ajuns aici. Și atunci, acolo se... Inteligența artificială și eu abia... Și se dorește să se respecte niște reguli de bun simț, până la urmă, așa cum spuneați exemplu acela cu acel cetățean care a oprit și a blocat toată strada, că a oprit el să facă niște... Eu abia aștept să intre ceva la Xerox. Cu cetrute, care, când va fi gata și ce schimbări va aduce? Ce schimbări va aduce? Foarte important. Acel soft, o inteligență artificială, asimilează cam tot ce înseamnă trafic în orașul nostru.
și începe să-l memoreze. Iar începe să dea efect cu cât trece timpul și el își face proiecția asupra ce înseamnă fluxuri de trafic. Luăm un exemplu, avem dimineața traficul în zona, că vorbeam, în zona Geneva sau în zona da. ITM. Da? Zice, dom'le, acolo am observat că dimineața, într-o oră cu tare, se circulă mai mult dinspre, înspre. Acolo o să dau mai mult verde. Am văzut că sunt mai mulți pietoni în zona. Și el știe exact, dom'le, știu că dimineața la ora 9 am trafic spre Târgu Auto, pe Bulevard pe Caterina. Dau mai mult verde acolo. Dar ăsta se fac doar când trece o perioadă de timp. Da. Ca să știe valorile de trafic, Da. Ca să le poată toate cumula și apoi să dea drumul pe zonă. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenind după câteva minute. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. Nou! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Atenție Târgu Jiu! Tehnova s-a mutat! Strada 23 August, numărul 107 la intrarea către Remat. Te așteptăm la noul sediu cu peste 500 de metri pătrați de echipamente pentru instalații termice. Tot ceea ce ai nevoie pentru instalația de încălzire, ventilație și climatizare. În plus, ai gratuit consultanță tehnică de specialitate și transport direct pe șantier. Depozit Tehnova Târgu Jiu, strada 23 August, numărul 107 la intrarea către Remat. Vă așteptăm! Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Curier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță Orientare și Selecție de la Olimp din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe și cele mai diversificate specializări, cu o foarte mare flexibilitate de studiu pentru anul universitar 2024-2025. Vino și tu și studiază la o universitate de prestigiu internațional. Olimp vă invită să vă înscrieți la una dintre facultățile Științe Sociale și ale Educației, cu specializările aferente durata studiilor 3 ani, drept cu durata de studii 4 ani, Științe Economice,
economice cu specializările aferente, durată de studii 3 ani. Facultatea de informatică, inginerie și design cu o durată de 3 ani și biomedicină cu specializarea servicii publice estetologice. Servicii de înfrumusețare cu o durată de 3 ani. Te așteptăm la centrul Ulim din Calea Eroilor, numărul 6, Târgu Jiu. Relații la telefoanele 0253 211 027 0734 517 000 și 0757 517 000. Am revenit alături de invitatul nostru din această seară, domnul Claudiu Fiu, consilier local din partea Partidului Social Democrat. Vorbeam de ce va produce, ce schimbări va produce acest centru infotrafic, care cuprinde o serie de camere de monitorizare a traficului din Târgu Jiu, un centru de... Acei senzori în senzori. Asfalt, ca să măsoare fluxurile de trafic. Sunt și senzori montați Sunt senzori montați la fiecare trecere de pieton, la fiecare intersecție unde este semafor și acei senzori transmit în sistem traficul real. E în real time și apoi se calculează instantaneu și... Când va începe să funcționeze? Sistemul funcționează, efectiv, asimilează informații în acest moment. A, deci e gata, finalizat investiția aceasta? Cred că mai sunt ceva la senzori, mai este ceva de lucru, din ce am înțeles. Dar sistemul de semaforizare e pus la punct, sistemul de transport e pus la punct cu noile mașini. Eu zic că se vede deja, nici nu speram așa repede, bine vine, repet, cumulat și cu deschiderea centrului ocolitoare a orașului, care a scos foarte mult trafic greu din, mai ales pe extremități, să zic așa, și a dat drumul la... Funcționează de ceva timp aceste semafoare care au fost montate la trecerile de pietoni. Mulți au fost și din rândul șoferilor reticenți la început că vor schimba ceva în bine. Mulți spuneau că chiar din contră va îngreuna circulația. Cum este acum? Pentru că puteți trageți niște concluzii după un anumit timp de când funcționează acestea. Foarte simplu. Întrebați, cel mai bun reper este un taximetrist. Circulă toată ziua. Sau un șofer profesionist pe o mașină, să zic, de transport colete, curierat. Da. Cei care umblă sau care duc piese auto sau... Eu am prieteni prin zonele astea și îi întreb pentru că ce vă spun? Informația... Da, trebuie să luați un feedback, este, normal asta. Da, acolo îmi vine, degeaba circul eu. Eu nu circul să acopăr toate valorile de trafic. Pe când și el ce v-au spus? Este deja vizibil. Bineînțeles că am avut foarte multe reproșuri. Dumnezeu a spus atâtea semafoare, dar trebuie să înțeleagă pentru că Uniunea Europeană nu că ți impune, dar și moral, pietonul este prioritar. Adică pietonul trebuie să aibă trecere de pietoni, să fie sigur. Trotuarele să fie libere, să circule, că multe zone sunt chiar ocupate de mașini. Cel mai important lucru este că nu am mai avut în ultima perioadă incidente pe trecere de pietoni. Da, cred că asta e cel mai important. Bun. Vedeți, acum este și acea proiecție luminoasă care asigură și crește foarte mult vizibilitatea. Bine, din păcate, semafoare nu sunt la toate trecerile, mai sunt chiar și în zona centrală. Sistem luminos nu este la... Nu, sunt și în zona centrală semafoare care nu sunt semafoare. Trece de pieton fără semaforizare. Este vorba de la Casa Armatei, acolo mai sus puțin o trecere de pieton fără semafor. Este, cred că, pe Traian, în zona spitalului. Și acolo este tot așa o trecere fără nesemaforizată. Cele mai utile sunt acele semafoare, pentru că, vedeți, sistemul ăsta infotrafic a intrat în zona transportului în comun. Practic totul s-a învârtit în zona transportului în comun, fiind prioritar transportul în comun. De asta și a fost nevoie ca în zona intersecției 23 august cu 9 mai acel fost sens giratoriu, deși e girație... rotund, în mijlocul intersecției, practic acolo nu mai există sens giratoriu. Este o intersecție semaforizată actualmente și acolo apare conflict de trafic, deoarece efectul psihologic al unui șofer care a fost învățat cu sens giratoriu, încă, nu știu dacă ați observat, vii cu verde, intri în intersecție și te trezești că îți vine în sensul giratoriu în tine. Ce faci? Nu dai prioritate? Păi
nu mai este sens giratoriu aici, este intersecție semaforizată, respectăm ce scrie. Da, chiar da. În fața mea a fost, a deschis geamul și a zis, domnule, dar ce sens giratoriu a zis celălalt? Vezi dumneata undeva semn de girație aici? Nu mai există. Dar îți rămâne în memorie psihologic și te trezești în mijlocul intersecției. Ce fac aici? Acolo stăm, s-a ajuns la concluzia că ne primind prioritate transportul în comun, cel care iese dinspre liceul sportiv și intră către strada 9 Mai, nu primea prioritate. Și, vedeți, acum transportul în comun are timpi. Noi dacă stăm în stația de la Tur, noi trebuie să știm că în 3 minute sau acolo se află mașina. Autobuzul cu numărul cu tare, ajungem da, perioada cu tare. Așa e, normal funcționează sistemul ăsta în multe orașe. Acolo nu aveai, exista probabilitate, era un tempo pe care nu-l puteai controla, neștiind dacă șoferul sau mașina respectivă prinde prioritate, pentru că acolo era la mila da. Și fiind mai circulat strada 9 Mai, atunci s-a ajuns la concluzia, dom'le, nu putem să continuăm așa, prioritate transportul în comun și atunci punem semafor și le deschidem. Ce mai știți, că tot vorbiți de strada 9 Mai, ce mai știți de pasajul, acel pasaj? Da, intră, chiar astăzi am discutat, între, efectiv în execuție, martie-aprilie, ceva de genul, am înțeles că... Păi s-a stabilit tot, da, câștigător, cine? Este metroul sau ceva. A, firma care a făcut și proiectul? Proiectul execuție, am înțeles. Ei lucrează actualmente e firma... la metroul din Cluj. A, înseamnă că e o firmă serioasă, că avem o strângere de inimă așa noi pe aici cu firmele astea care anul trecut, se ocupă de lucrări. Nu poate să tergiverseze lucrarea acolo, pentru că se lucrează la, este pasaj de cale ferată și nu poți să oprești traficul feroviar. Nu se va opri traficul feroviar? Nu se va opri traficul feroviar. Cum se va face atunci? Am avut șansa să fiu la o comisie de circulație exact când a venit proiectantul și ne-a explicat despre ce este vorba. Se vor lucra cu niște prefabricate casete. Mhm. Iar relieful, zona respectivă, îți asigură unghiul de intrare în pasaj natural. Da, tu trebuie doar să sapi acolo din... Sapi și fiind două linii de cale ferată, se pune circulația pe un fir, se lucrează, să zicem, dinspre 9 Mai spre Ana Ipătescu, se dă drumul la circulație pe caseta nouă, pe firul nou, și se începe frontul de lucru invers acolo pe Ipătescu și se finalizează. Calea ferată către Târgu Cărbunești, Craiova. E foarte scurtă și nici nu este de mare complexitate din ce am înțeles. Vorbim cu proiectantul. Dar să știți că lucrarea e importantă, mai ales pentru zona respectivă, de multe ori se blochează circulația foarte acolo. Sunt multe construcții individuale făcute în zona Amaradia, Apelinului, zona Primăverii, este cartier rezidențial. Este și o zonă care ți asigură tranzitul către partea comercială a orașului, către magazine, către mall, către... Vedeți, eu niciodată n-am înțeles de ce a trebuit să îngrămădim toate chestiile astea, spațiile comerciale, într-o anumită zonă, iar în 9 Mai, în zona Plopilor, sunt o grămadă de terenuri, în vorba aia, în Pârloagă, pe unde erau fostele depozite, Icra, pe acolo, proprietari, pe unde sunt, am înțeles că sunt de pe la Oradea, cei cu... firma aia de sucuri, ce sunt? Da, nu știu, mă depășește așa. Subiectul cine... Acolo teren foarte bun și foarte mult. În condițiile în care noi avem la sud de 9 Mai, 20%, 30% din locuitorii orașului acolo locuiesc. Iar azi spuneți că era bine niciun... de făcut acolo un centru comercial sau ceva de genul acesta. Un supermarket. Da, acum fiecare își decide, fiecare investitor decide. Nu văd oportunitatea, pentru că atunci nu mai... Na, să luăm un cetățean care locuiește în zona Apelinului, zona Amaradia, zona Primăverii, da? Da, dar acolo e strada pe patru benzi, unde este acum mall-ul, e intrare și dinspre zona Bălești, de acolo spre Craiova. Da, și aici și, adică, vedeți noastră, acum... Poate și acolo se va cine și centură, se va schimba. Inelul de centură. Trebuie cineva să cumpere terenul respectiv. Și deja intrăm în linie dreaptă, s-a licitat luni și ultimul segment de drum expres. Deci ăsta nu are, e irreversibil. Deci se va face și ăsta. Când, cum, dar sunt sigur că se va face. Se va face cât mai repede. Pe finanțare, nu pot să mai...
Nu cred că vom avea același ghinion cu centura, în care... Păi la aia mă gândeam și la cât a stat la centură 10 ani să facă... Contești, vedeți, sunt procedurile alea. Da, îți da. Contestă firma inițială, firma durează 2 ani, 3 ani procesul... Nu, acum e procedura mai simplă, s-a simplificat, și, da. Și nici nu mai îndrăznești ca și antreprenor să intri într-un astfel de litigiu, că îți pierzi portofoliu și îți pierzi... Atunci ori e sigur că îl duci la capături, dar ce a fost la noi aici cu centura ocolitoare, cred că e de... Așa că la centură sau știți că s-a reziliat prima dată cu firma respectivă, care tot italiană, care câștigase, a dat faliment, apoi... Segment și pe celălalt segment se eliberau autorizații de construcție. Apoi s-a început cu alta, s-a tergiversat până, da, bine că s-a finalizat până la urmă. Bine că s-a finalizat și a ieșit o lucrare bună, deși, vedeți, până la urmă lucrarea se numește Centură Ocolitoare a orașului Târgu Jiu. Da, și eu mi-aș fi dorit variantă, mai multe intrări și ieșiri către... Nu, e problema acolo, în zona Curtișoara, acolo cu oamenii aceia. Poate se va rezolva ceva, dar cam ciudat să ocolească nu știu câți și kilometri. Și mie mi s-a părut să vii înapoi. Adică dacă se făcea chiar un pasaj pe sub, era mai ieftin decât să faci... Din ce am discutat, da, un pasaj pe sub. Da, mai ieftin decât să faci o variantă de 700-800 metri până... Exact asta am zis, da, nu era mai simplu un pasaj pe sub calea ferată decât... Dar nu știu cum s-au trezit acum și primare și tot, când s-a pus în discuție, când ați participat la discuții și la... Că întotdeauna se face pe marginea unui proiect, se fac tot felul de discuții. Atunci n-au știut, n-au observat... problema asta? Mă rog. Acum, explicația tehnică este că... Sau pe parcurs puteau să... Să evităm coada care intră în drumul național, în sensul giratoriu, stând la trecerea de cale ferată, mutăm circulația pe acolo. Deci asta a fost explicația care mi s-a dat. Da. Se temeau că se blochează la trecerea de cale ferată. Da, nu ai pe unde... Circulația. Da. Dar știți ce? L-am demontat și asta, într-un fel. Zic, bine, ok, dar haideți să facem sens unic. De la intersecție doar așa. Și atunci nu mai deranjezi pe nimeni. Deci, doar așa. A, doar... Înțelegeți? Da, înțeleg. Doar care ies din Curtișoara. Și la dreapta, ca să nu... Da, cei care ies din Curtișoara, da. Exact. Dom'le, vreau să merg la sadul, stau acolo, vreau să merg la sadul. Da, era bine și varianta asta. Adică mai scuteau din... Probabil, asta de proiecte, multe se fac din birouri și nu ies în... Da, se organizează de ceva timp aceste acțiuni cu film în parc, participă oamenii la... Participă și... Că eu nu sunt nici acasă, nu reușesc să mă uitau un film, dar mai ales să merg în parc să mă uitau un film. Chiar mă uitam aseară, sunt captivați, aseară cred că a fost la Garfield, ceva de desen animat, da. Să știți că m-am prins pe mine, două tribute, eu nu am timp da, de da, să când mă era mai, da. Cel puțin la... L-am văzut când și era fetița mai... mică, le știam pe toate, acum nu le mai știu niciodată. Da, un film mai vechi. Da, e așa plăcut, pentru că știți ce se întâmplă? Am observat acolo, se creează o emoție, fiind mulți și ecranul mare, efectiv, la Lido s-a făcut o liniște mormânt când a început filmul, nu mai șușotea da, nimeni da, și da. Erau sute de copii acolo în parc. E o chestie, să zic, educativă și de relaxare în același timp, pentru că trebuie să refuleze undeva și trebuie să iese și din butonatul ăla pe strică efectiv și ochii. Plus că există acea socializare. Haide, mami, să mergem în parc, că e film. Dar vine și vecina, vine și vecin, vine și madi, tadi, dadi, cum au ei vecinii pe acolo, prietenii. Și se întâlnesc. Asta e un lucru foarte important, pentru că, vedeți asta, domnul Alinion, acum, cu noile tehnologii, dispare acea coeziune, acea... se diminuează empatia, se... apare acea răceală. Da, oamenii nu mai comunică suficient asta. Între ei. Asta s-a încercat cu acest proiect. Să scoatem din nou copii. Este un proiect reușit din punctul adică de vedere cu costuri minimale, adică nici nu poți să-ți spui că ai... Se va adânci problema asta, pentru că discutam zile trecute cu domnul Eugen Odea și dânsul coleg, nu în Consiliul Local, în continuare, da. Spunea că deja în Statele Unite au început fabricarea de roboți umanoizi care dotați cu inteligență artificială, care vor prelua din munca omului și atunci nu știu ce se... Dar sunt și țările nordice care efectiv un progres
vizibil pe zona asta de noile tehnologii, revin la anumite obiceiuri. Dacă înainte se foloseau tablete, telefoane și asta, acum se încearcă să folosească și scrisul, și pentru că apare acel limbaj de on, cum zic ei, în care se vorbește cu sticăre, cu desene, da, cu mai mulți. Da, 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 cu... și uite să și scrie. Uite unii să poate scrie. Uite să, da, scrie, uite de să mână. Scrie, uite să scrie de mână. Ne apropiem încet, încet de perioada în care noul Consiliu Local își va intra în rol. Vor trebui desemnați, votați noi viceprimari. Ce știți de discuțiile astea care au loc? S-a încheiat vreo alianță cu cineva? Pe cine vă doriți dumneavoastră viceprimar sau viceprimar, că sunt doi viceprimari la municipiul Târgu Jiu? Să fiu sincer, în zona asta de politic sunt un pic mai abținut. Prea. Dar domnul primar Marcel Romanescu știe cum să-și negocieze Consiliul și sunt sigur că vom avea o majoritate care să trecem proiectele. Iar, vedeți dumneavoastră, pe proiectele foarte bune și bune și pe investiții, indiferent din ce zonă. Da, 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 anunțați și de la PNL că nu se vor... București unde să fie grupuri de interese majore, să-ți influențeze grup politic sau... Aici, la noi, la Târgu Jiu, ne cunoaștem între noi și te trage omul de mână. Mai sunt și la noi interese. Dar nu sunt să-ți pună în așa fel încât să poți să te opui la proiecte clar benefice, de anvelopare școli, de investiții. Cei de la PNL au anunțat că nu se vor opune la proiecte care sunt în beneficiu orașului. Până la urmă, este o alianță totală între toți. Dar cum credeți că va? Se discută foarte mult de varianta asta cu domnul Adrian Tudor de la Partidul Verzilor. A mai fost o perioadă cu domnul primar, dar nu prea s-au înțeles foarte bine, nu știu, 2-3 ani. Să zic așa, unul din specialiștii, Constantin Brâncuș, acum odată cu intrarea în UNESCO, cred că ar fi un plus să vină, până la urmă este deja în Consiliul Local și sunt sigur că își va pune umărul pe zona asta de cultură, în special pe zona centrului Brâncuș. Este un plus pentru tot ce înseamnă Consiliul și pentru tot ce înseamnă administrație, domnul Adrian Tudor. Dar eu aș face alianță cu toți dacă aș fi negociator. Adică, din punctul de vedere, și o alianță corectă, adică pe care alianță pentru cetățean, nu o alianță... Da, da, decât două posturi de viceprimari, mă rog, da, decât doi oameni și domnul... Cred că partidul care a câștigat alegerile, Partidul Social Democrat, va avea unul din viceprimari și apoi mă gândesc... Și domnul Bejinaru va fi susținut în continuare, da, pentru, da, nou mandat? Normal, intră într-un proiect și suntem în proiectul Târgu Jiu, plecat din 2020-2028. Da, cred că la sfârșitul acestei luni sau când? Sau nu, se constituie și apoi cred că se votează... La sfârșitul lunii octombrie se validează nou Consiliu, da, da, și intră... Tot atunci? Sau? Cred că la 1 noiembrie se termină perioada vechiului Consiliu. A, și atunci trebuie și să se voteze... Da, se votează nou Consiliu, își votează viceprimar undeva la sfârșitul lunii octombrie și de la 1 noiembrie ceva de genul își preia mandatele și își depun mandatele vechi. Ceva de... Da, da. Genul ăsta, undeva sfârșitul octombrie, începutul noiembrie. Da. Vă e teamă că vor fi probleme cu cei de la AUR, cu cei de la PNL? Da. Că au existat așa o campanie mai încinsă electorală. Nu are ce să fie, pentru că nu ai ce să... Ei își doreau foarte mult, știu de foarte multe ori au susținut ca ședințele să nu mai fie online, să fie desfășurate fizic. Dar se poate face și fizic. Ședințele, conform legii, se pot efectua fizic, online, pe aparaturile electronice, pe aplicații, da, și da, pe... Noi avem la un Zoom la Consiliul Local, unde sunt proiectele depuse, le deschizi, le citești, am primit tablete, pe tabletă îți sunt livrate proiectele, ai timp să le citești. Acum, eu știu, să ne întoarcem iară la hârtii, la răsfoi, la scris proces verbal cu... Există semnătură electronică? Da, știu, ții minte că atunci când a venit domnul Romanescu în funcție, chiar luase decizia asta să fie o transparență totală, să fie transmise de televiziuni ședințele de Consiliu Local, să vadă toată lumea. Da, nu e o...
Și cred, da, se transmitea chiar, dacă mi-aduc aminte, chiar pe site-ul primăriei Târgu Jiu exista o transmisiune. Nu se mai transmite acum? Nu, pe cum se transmite? Știu că ședințele sunt publice. Adică te înscrii pe... Păi da, da, dacă e prin sistemul ăsta Zoom, nu știu cum se pot vedea și cum se pot... Se poate cere, păi eu, și oricum, și fizic. Nu pot să vină, trebuie să te înscrii la ședință. Adică și este un număr limitat de locuri. Și fizic nu pot să particip mai mult decât... Iar presa, dacă face solicitare, spune, da, vreau să particip la ședință. Și ok, și intră în ședință. În ședința dă cod. Care? A, ședința bă, de consiliu, da. Aceea da. Pe online? Da, sigur. Am înțeles. Dar sunt ședințe că eram, publice. Că știu că la aceea fizică nu trebuia să te înscrie. Adică venea oricine dorea la... Și cetățenii, într-un număr limitat da, de da, loc. Da, da, nu da, pot da. Să aglomerez. Nu, dar vorbesc de presă. Că da. Înainte participam, când erau ședințele fizice, da. Participam la dar cele... Dar sunt și acum fizice. La cele ședințe. Care, pe comisii sau... Și pe comisii și pe... ședința ordinară este fizică. Adică eu sunt președinte de ședință și vin fizic la ședință. Vin și prezid ședința. Nu e. Păi și ceilalți consilieri? Sunt sau? Mai vin, să știți. A, și e cumva hibrid și online păi, și... Asta voiam să vă spun, că este hibrid, pentru că legea îți dă voie să faci și în sistem hibrid. Și de pe da, cam ciudat așa, de... cam, puțin cam ciudat. Sunt, eu zic că e mai utilă din punct de vedere al... adică necesita oarece îi prezinți proiectul, iei procesul verbal, iei studiu de oportunitate. Păi, și acum se prezintă la fel proiectul. Da, pentru că acum îl prezinți proiectul, dar tu deja ca și consilier îl ai pus pe tabletă. Îl ai pus pe tabletă cu ceva timp înainte și ai timp să-l diseci, să-i faci un amendament dacă dorești, să aduci o modificare. Să... Deci, păi, da, da, asta se întâmplă și poți să-l faci și online, și fizic poți să faci, adică fizic. Să ai o tabletă și să te uiți pe eu proiectul acela la de hotărâre. De Consiliul Local fizic, dar îmi luam și tableta cu mine, tocmai pentru că mi-era mai ușor. Nu, adică... dar tot vorbeați de interacțiunea asta, de schimbul, de, poate de replici, are cineva să spună un amendament. Cred că e mai direct așa. Păi da, se poate dacă se dorește și circ, se poate face și circ. A, nu circ, nu vorbesc de circ, vorbesc de cineva care să aducă un amendament care să fie bun la un proiect de hotărâre. Da, se pot face amendamente, cum să nu? Eu ce-mi doresc? Ca ședințele să fie transparente, publice. Și ca jurnalist îți doresc să mai faci și câte o știre de asta de acolo. Și să fie foarte interactive. Câte un schimb de replici. Da, schimbul de replici, să știți de asta că are loc între noi. E, una e online și una e fizică acolo. Da. Zic. Da. Păi și înseamnă dacă vor veni consilierii, nu știu, cei de la PNL, cred că am auzit și pe cei de la Urcă vor tot la fel fizic. Să vină fizic. Sunt și pot să vină în sala de ședințe? Bineînțeles. Păi și ceilalți să fie online sau cum? Și pot să fie și ceilalți fizic. Și văd pe telefon că sau cum discută cu ei. Da. Sigur, este camera de fiecare are pe tabletă camera și am înțeles. Da, se discută, adică e tot același. Acum evoluează tehnica, nu putem să nu ținem cont de asta. Atâta timp cât legea îți permite să îți desfășori ședințele, de exemplu, pe consiliile de administrație la școli. Eu sunt la 8 școli, la 9 școli în consiliul de administrație. Sunt școli unde la majoritatea se face sistem hibrid. Adică unde necesită fizic, câteodată mă prinde într-o anumită zonă. Sunt în zona liceului Tudor, am la Tudor, am intrat fizic, dacă am timpul necesar. Dar sunt momente în care am ședința la ora 12 și la 12:30 am la Sfântul Nicolae. Nu mai am timp. Și atunci intru pe hibrid. Înțeleg, dar nu știu cum mai conectat așa la ce se întâmplă acolo un participant care, nu știu, e acasă, e la mall, e nu știu unde și îl stă pe telefon și participă la ședință. Nu știu cât de conectat mai e la ședința aceea este exact și de ce se întâmplă acolo. Exact același efect ca și cum ai lucra de acasă și ai fi la o multinațională și multinaționala zice stai un pic, păi eu îți câștig ție foarte mult, tu nu-ți mai aloși timp să pierzi din transport. Tu învii foarte concentrat și conectat, ai toate datele și toate informațiile acolo. Tot ce ai de spus, le spui. Da, de și altfel vorbești direct cu managerul, direct prin... Și atunci tu nu mai ai nevoie să fii prezent și atunci și la mine e beneficiu, și la tine e beneficiu, înțelegeți? Că noi am avut ședințe, domnul Alin Hunde, am avut 3 ședințe într-o zi de Consiliul Local. Proiectele astea europene, dacă nu depui la timp anumită documentație și dacă nu treci cu acea documentație prin Consiliul Local, să dai drumul la HCL, la hotărârea Consiliului Local, în termen, vrei să pierzi o finanțare. Ce însemna să facem fizic și să începem să ne adunăm?
Ia pe cutare, unde? Păi predă-i la școală, opriți, chemați-o repede, cutare, unde? Păi de ce? Păi la ora 12 trebuie să terminăm. Era foarte, foarte greu și atunci toate chestiile astea au intervenit odată cu dezvoltarea acestor aplicații și odată cu pandemia ne-a determinat. Pandemia. Și atunci și-a dat seama, ne-am dat seama că, bă, stai, că e mult mai util așa și mult mai rapid și mult mai, eu zic că e mult mai transparent. Și practic de ce? Pentru că eu am toate datele, toate strânse într-un obiect. Nu mai stau cu grijă că nu mi-a venit nu știu ce hârtie, că s-a greșit o greșeală de ortografie și pot să contest, domne, aici e o greșeală de... Pe când aici, pe online, le-am toate, am timp să le disec, să le dezvolt, mărești fotografii cu anumite proiecții, cadre, proiecte. Da. Da. Tehnologia în general merită să ne ajute și să ne ușureze, că, să ne ușureze viața. Povestea bunică meu și zicea, domne, când au băgat curentul la moldoveni în Moldova, na, glumele cu moldoveni nu au nicio... Dar așa, s-a întâmplat acolo într-o comună în care un copil cu vacile fiind a băgat un băț pe la stâlp și s-a electrocutat. Săracul a decedat și a doua zi tot satul a venit și a dat cu securile, au doborât tot stâlpii. Noi nu vrem să murim, astea sunt... Da. Acum, gândiți-vă ce ar însemna să nu avem energie electrică. Că a venit și s-au pus cu toporile, că s-a electrocutat. Comparația, vedeți, mai... așa e și acum cu ăsta. Nu mai văd rostul anumitor... Eu mi-aș dori ca în toată administrația să intre zona asta, pentru că încă lucrăm păi atunci, cu și dacă ducem atunci și în Parlament, trebuie să mai ducă în Parlament, sigur, să mă obosească. Să stea la birou, să ia 100 milioane, să în față la o cafea, la bar și să câștige 100 milioane. Nu prea e chiar așa. Păi ce credeți că e o muncă? Nu știu, este și asta o... Efectul contează. Ce se întâmplă acolo. Dar... Ne oprim aici, mulțumesc pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă doresc să aveți parte de o seară cât mai plăcută.